Salutare, dragile mele, și bine v-am găsit la un nou clip pe noul an. La mulți ani tuturor, să aveți un an nou absolut fabulos, să aveți parte de tot ce e mai frumos pe lumea asta și sper ca anul ăsta să compenseze ultimii 2 ani pe deplin pentru toată lumea. Astăzi vorbim despre favoritele anului și era cât pacifie, atâta mai aveam și nu făceam clipul ăsta, dar v-am întrebat pe Instagram dacă vreți să-l fac și am pus un poll acolo între ăsta și un alt clip pe care aveam de gând să-l fac și până la ora asta, până la ora la care filmez, majoritatea ați spus că nu vrem clipul cu favorite. Prin urmare, mi-am adunat favoritele și am zis să trecem la treabă. Cu mențiunea că anul ăsta nu o să mai fac 15.000 de clipuri cum am făcut în alți ani, o să o las mai multe cu clipurile cu favoritele la începutul anului și asta pentru că mi se pare că începusem să fac 4-5 clipuri cu favorite de toate, așa că pentru astăzi am adunat aici pe lângă mine produsele cele mai iubite din anul care tocmai s-a încheiat și pe lângă asta am zis să pun cumva noile descoperiri, de fapt în primul rând noile descoperiri sau lucruri pe care le-am încercat eu pentru prima dată pe anul ăsta și după aceea au mai intrat câteva care au fost niște produse top pentru mine și care rămân produse top și fără de care nu pot. Și atunci am zis să le menționez încă o dată. Ar mai fi multe produse pe lângă cele pe care le am aici, dar am încercat să mă restrâng puțin așa, astfel încât să nu le lungim vreo 6 ore jumătate cu acest clip. Prin urmare, hai să-i dăm drumul și o să începem cu ce să începem, Hai să începem cu body care. Body care, că am numai două produse și termin foarte repede și am așa, am un gel de duș pe care l-am descoperit anul ăsta, de fapt ei mi l-au trimis, acesta de la Pharmalead, Gentle Shower Gel, este un gel de duș foarte delicat cu pielea și îmi place foarte mult pentru că nu usucă deloc pielea, o lasă, o curăță foarte bine, este foarte ok, vine într-o cantitate foarte mare, la un preț foarte bun, are vreo 50 de lei un litru, adică e perfect. Și pe lângă asta am observat că este super blând și delicat cu pielea. Eu am pielea uscată pe corp, super uscată, și orice mă sâcâie, adică dacă nu aplic loțiune după, sunt terminată. Și de asemenea mi s-a întâmplat de câteva ori să uit să-mi iau gelul de curățare în duș cu mine și să mă spăl pe față cu acest gel de duș și este foarte ok. Are un miros super discret, adică nu e nimic parfumat, nimic, nu știu, e ceva plăcut așa la el, are un miros foarte plăcut și nu... nu știu, nu dă senzația de ceva chimic și v-am zis, m-am spălat și pe față cu el și nu mi-a uscat tenul, ceea ce e minunat. Așa, apoi, a doua mențiune mare pe care trebuie să o fac și care este un produs staple pentru mine, știți deja de ani de zile, și este această loțiune de la Neutrogena, Deep Moisture Fast Absorbent Body Lotion pentru piele uscată, asta albastră, știți că o iubesc de foarte mulți ani. O pun în fiecare an în, clipul cu favorite și deși nu este un produs nou testat anul ăsta, este un produs care merită menționat măcar o dată pe an, că nu vi-l aduc în atenție foarte des. Și de multe ori m-ați întrebat și voi pe Instagram și mai primesc ocazional întrebarea asta, băi, care e o loțiune de corp care se absorbe repede și care e super hidratantă, fără să fie prea grasă, fără să fie prea lipicioasă, fără să mi se lipească pijamaua de piele și asta este perfectă. De asemenea, multe ați încercat-o la recomandarea mea și la fel mi-ați spus că este minunată și de-aia țin să vi-o recomand încă o dată în cazul în care nu știați de ea. Go Get It este super accesibilă, se găsește cam peste tot și credeți-mă că este foarte, foarte bună. Îți face pielea de catifea, de mătase, așa, dacă ai grijă să te exfoliezi și după aia să vii cu loțiunea asta după ce te-ai spălat și te-ai exfoliat, îți lasă pielea absolut super mătăsoasă și rezistă hidratarea.
și asta îmi place foarte mult la această loțiune. Bun, și acum trecem la păr și o să începem cu ceva ce este nou pentru mine și anume faptul că mi-am decolorat părul. Pentru cine nu știe, mi-am decolorat părul anul ăsta de două ori, anul ăsta care a trecut, adică, așa, și am folosit acest decolorant de la L'Oreal. Înainte ei aveau un produs special pentru baleaj, acum l-au făcut, bănuiesc că nu era mare diferență între ăsta, acum l-au scos pe asta colorista ombre și l-am folosit de două ori. Nu am respectat într-o tot instrucțiunile, în sensul că nu am făcut exact decolorarea clasică care se face. Pe mine mă interesa mai degrabă să-mi decolorez vârfurile ca să am un degrade așa către vârfuri și, sau un degrade către rădăcină, astfel încât să nu trebuiască să am tot timpul grijă rădăcinii. Dar funcționează foarte bine. Eu am un fir de păr super, super subțire, super delicat, super chinuit. Nu l-am lăsat cât scrie aici, că îi scrie până la maxim 45 de minute să-l lași pe păr. Eu l-am lăsat undeva la 20-30 de minute ultima dată și a funcționat foarte, foarte bine. E un kit pe care poți să-l folosești foarte ușor acasă. Mie mi-a prins bine, adică mie mi-a făcut ok, mi-a dat exact ce doream, adică mi-a făcut părul exact cum îl doream. Acum aveți și voi grijă cu el, dacă vă tentează să-l încercați acasă, aveți grijă. Dacă nu vă simțiți prea stăpâne pe treaba asta, mai bine vă duceți la un salon. Dar e o opțiune, în cazul în care aveți nevoie de decolorare, este o opțiune, este un decolorant foarte bun. Și că vorbeam de păr, șamponul numărul 1 pe care l-am folosit anul ăsta a fost cel de la Garnier, Botanic Therapy cu ricin și ulei de migdale. Îmi place foarte mult pentru că este hidratant și cu toate astea nu mi-încarcă părul. Astăzi am folosit și ăsta și pe celălalt pe care o să vi-l arăt. Ce îmi place la el este că, în ciuda faptului că este hidratant, nu îmi îngrașă părul și nu mi-l încarcă, nu mi-l îmbâxește, nu mi-l face să arate slinos așa imediat după ce l-am spălat. Știți, mai sunt acele șampoane hidratante pe care atunci când le folosești pare că îți îmbâxește părul, parcă ești cu părul mai îmbâxit după ce te-ai spălat decât atunci decât era înainte să te speli. Cu asta nu este cazul și îmi place foarte mult. Folosesc și balsamul ocazional, nu tot timpul, dar folosesc și balsamul, adică și ăla este foarte ok. Acum că m-am decolorat, am început să folosesc iarăși balsamuri de păr, dar înainte de decolorare nu prea foloseam balsam de păr pentru că îngreșa părul, dar acum merge, acum are ce să hidrateze, că e puțin tel mai uscat la vârfuri decât în mod normal. Un alt șampon pe care îl folosesc periodic pentru că vreau să-mi păstrez culoarea asta mai deschisă așa, să nu o dea într-un arămiu. Problema la mine este că eu vreau blondul cald, nu vreau blondul rece, dar știu, toată lumea e cu blondul rece, toată lumea își dorește blond rece, toată lumea e blond rece sau nimic. Eu nu sunt cu blond rece, dar vreau să nu prindă culoarea aia verzui, așa, arămiul ăla verzui pe care îl poate prinde părul. Și atunci, odată la câteva spălări, folosesc un șampon mauve, ăsta de la Elsev, este foarte, foarte bun. Este foarte bun în sensul că este bun și ca șampon. Eu nu mă înțeleg în general cu șampoanele de la Elsev. Am încercat mai multe variante de la ei și nu m-am putut înțelege absolut deloc cu ele. Ăsta și cu încă unul, cel auriu. Sunt singurele șampoane pe care le suport de la Elsev. Dar ăsta m-a ajutat să-mi scoată reflexiile verzi din păr și să dea o notă așa mai rece, fără să-l facă super alb, super platinat blondul. Și îmi place foarte mult și șamponul în sine și faptul că îmi îngrijește părul, culoarea, adică. Și da, dacă vreți neapărat un blond platinat sau un blond rece, aveți la dispoziție din gama asta și mască și balsam, adică puteți să le folosiți pe toate trei și puteți să le folosiți mai des. În cazul meu nu e nevoie să le folosesc în fiecare zi și atunci am rezumator la șampon, cu mențiunea că ar fi bine să aveți un pic de grijă în momentul în care vă spălați, dacă vă intră șamponul prin rosturile de la duș, de la cadă, pe undeva, prin mărgini, prin colțuri, pe undeva, să clătiți repede pentru că e nenorocire, pătează ca naiba. Da? Deci mare atenție la aspectul ăsta, dar în rest foarte bine. Și un produs pe care cred că ar fi trebuit să vi-l zic înainte, pe care am început să-l folosesc în 2021, este această loțiune cu petroleum și cu ulei de ricin de la Gerovital. Este
un ulei din acela pe care îl punem, un tratament pentru păr pe care îl punem, are petroleum, vitamina A, B, A și E, pardon, nu, așa, și ulei de ricin. Și v-am spus eu că uleiul de ricin este unul dintre cele mai bune uleiuri în materie de regenerare a părului și ajută foarte, foarte mult la regenerarea părului. Eu folosesc ulei de ricin din adolescență și îmi place la nebunie pentru că am observat că face o diferență, adică ajută părul să crească mai repede și cumva mai sănătos. Îl hidratează de la rădăcină. Și îl pun întotdeauna înainte de șamponare, înainte să mă spăl. Îl pun, îl aplic la rădăcină, las vreo 20-30 de minute, o oră, depinde cât am la dispoziție. Și încerc să-l folosesc cât de des se poate. Spre exemplu, l-am folosit și astăzi. Și după aceea te speli cu de două ori, adică te șamponezi de două ori și iese din păr fără nicio problemă. Și am observat că, într-adevăr, nu știu, face o diferență cu părul meu. Parcă nu se mai îngrașă atât de repede părul meu și parcă e cumva și mai viguros. Nu știu dacă e neapărat doar în mintea mea sau chiar funcționează, dar îmi place, mie îmi place acest ulei și îl găsiți la fel. Fiind Gerovital, îl găsiți cam peste tot, adică și la Mega Image ar trebui să-l găsiți. Și mai am două produse de păr și avem aici un balsam de păr pentru acelea dintre voi care văd părul super, super fin. Dacă aveți părul natural în mod special și super, super, super fin și orice balsam folosiți vă îngreunează părul, vă recomand să încercați balsamul ăsta de la Milkshake. Este un balsam de tip spumă. Și este un balsam foarte interesant pe care îl aplici după ce te-ai spălat pe păr, lași părul să se scurgă în prosop și îl aplici pe părul umed, după care îți usuci părul și îți netezește părul și îl hidratează, dar fără să-l îngreuneze. Adică nici nu ai impresia că ai ceva. Eu, în general, având părul super fin, cum vă ziceam, sunt cumva așa, cu produsele astea leave-in, cu să pun prea multe produse în păr, adică eu sunt genul de om care nu suportă, sau mă rog, părul meu este genul de păr care nu suportă prea multe produse puse pe el, așa, mai ales după spălare. Și atunci mi-e greu să găsesc, nu știu, să o folosesc tot felul de seruri din astea leave-in, să folosesc tot felul de prostii din astea, dar ăsta este super bun pentru acele dintre voi care aveți părul fin. Da, și dacă, cum ziceam înainte, vă supără balsamul de păr și vi se pare că vă îngrașă părul și vi-l îngreunează, căutați-l pe ăsta și folosiți-l pe ăsta pentru că ajută foarte mult, adică hidratează părul, chiar se simte super mătăsos, super lucios părul și hidratat, dar fără să fie îngreunat și fără să, nici nu se zbârlește, adică ia și din electricitatea aia statică, nu lasă să se zbârlească. Foarte, foarte bun acest balsam de la Milkshake, eu l-am descoperit datorită Eugeniei, că ea mi-a zis de el. Și ultimul produs pe care l-am folosit este tot așa un staple pentru mine, mai ales în condițiile în care îmi ondulez părul, mă coafez. Este un produs fără de care nu pot și vi l-am menționat și de multe ori vi-l menționez, dar efectiv nu pot fără produsul ăsta pentru că îmi place foarte tare și este acest ulei extraordinar de la Elsev. Și șamponul ăla auriu despre care vă vorbeam de la Elsev este fix din gama asta, deci este exact șamponul din gama asta, care tot așa e cu 7 uleiuri esențiale care îți hidratează părul și ăla îmi place foarte mult și la fel și ăsta. Eu folosesc acest ulei la final după ce mi-am coafat părul ca să-mi dau așa prin păr, să nu pară cumva vârfurile uscate, să nu pară că sunt, nu știu, zbârlite, mai ia din antenele pe care le am, le mai potolește și dă un luciu foarte frumos părului și o luminozitate foarte frumoasă părului fără să îngrașe părul, fără să-l usuce, fără să, nu știu, nu mi se strică buclele de la el, adică îmi place foarte tare. Are și un miros foarte plăcut și partea bună cu el este că poți să-l aplici azi, poți să-l mai aplici și mâine pe vârfuri, dacă ți se pare că ai vârfurile puțin mai uscate, poți să mai aplici și mâine și cu toate astea nu se îngrașă părul de la el, nu se îngreunează, nu arată slinos, nu arată, nu știu, îmbâxit părul, adică este foarte, foarte, foarte ok și se simte foarte bine părul cu el. Îl folosesc pe ăsta, îl folosesc de ani de zile, cred că de când m-am apucat de YouTube îl folosesc pe ăsta și țin să-l menționez în fiecare an, tocmai pentru că este atât de bun. Trecem la skincare și o să încep skincare-ul cu un produs pe care nu îl am aici,
Am zis, tot zis că trec pe la Yves Rocher să-l cumpăr și n-am apucat și nu am dat nicio comandă și oricum dacă o dădeam venea prea târziu pentru clipul ăsta, dar o să vi-l arăt pe Instagram când o să-l recumpăr. Este un gel de curățare cu alge marine pe care l-am încercat anul ăsta și vă las aici o poză cu el. Este foarte, foarte, foarte bun acel gel de curățare. Este foarte blând tot așa cu tenul. Nu îți irită deloc tenul, curăță foarte bine, îmi depărtează toate rezidurile de make-up. Nu știu, eu n-am mai avut probleme cu când l-am avut cu rezidurile de make-up și este foarte fresh, așa, în sensul că nu ți usucă pielea, îți lasă pielea foarte proaspătă, așa, și foarte fresh și m-a surprins foarte tare. În plus de asta, să știți că nu face spumă. Dacă aveți o problemă cu gelurile de curățare care fac prea multă spumă și vă e greu să le clătiți și nu știu ce, ăsta se clătește super ușor, nu face spumă, dar curăță foarte bine. Și cred că poate fi folosit de cam toate tipurile de ten, nu doar de cele care aveți tenul uscat, dar în special dacă aveți tenul uscat, este minunat pentru că ajută tenul să nu se mai strângă așa, să nu-l mai simțiți așa strâns. Apoi, știți că sunt mare, mare, mare fan seruri, adică pentru mine serurile sunt de bază în îngrijirea tenului, cremele vin doar așa ca să completeze cumva, ca să sigileze toată treaba pe care am făcut-o cu serurile și anul ăsta am fost absolut obsedată de serurile de la Revox. Am aici, ce am aici? Acid hialuronic pe care l-am cumpărat de nu știu câte ori. Am folosit și vitamina C și mereu mă întrebați care este un serul cu vitamina C care îmi place cel mai mult și v-am zis de cel de la Revox pentru că are concentrație mare de vitamina C și are și formula stabilă. Am mai găsit alte produse cu vitamina C, cu concentrație mare de vitamina C, dar nu o formulă atât de stabilă și se oxidează și pe lângă asta se oxidează și pe față și îți face fața portocalie, îți fac fața portocalie. Așa că dintre toate serurile cu vitamina C, ăsta este concentrația cea mai mare, 20%, și are și formula super stabilă, astfel încât să nu ai probleme că se oxidează prea repede. Dar am folosit și niacinamidele și acidul hialuronic și uleiul de argan. Mi-am luat și uleiul de argan pentru masaj și să știți că toate îmi plac la nebunie. Deci toate mi-au plăcut, plus că vin la un preț super accesibil. Adică în DM sunt 25 de lei sărurile astea, ceea ce mi se pare mai mult decât rezonabil. Așa că dacă vă bătea gândul să găsiți ceva care să fie și accesibil și foarte bun, serurile de la Revox sunt minunate. La capitolul cremă de față, cred că nu este nicio surpriză, pentru că așa cum ziceam, pentru mine sunt importante serurile, să pun cât mai multe seruri și vin cu o cremă care să sigileze totul și să nu lase apa și în pielea să se deshidrateze. Prin urmare, rămânem la draga mea, iubita mea, cremă de la Gerovital H3 Evolution, care îmi place foarte mult. Acum am luat-o pe antirid pentru 45+. Asta am observat că are puțin tel mai mult alcool decât celelalte. Adică e puțin mai... are un pic mai mult alcool, ceea ce nu e neapărat o chestie care să-mi placă, dar este foarte bună crema asta și v-am zis, este hidratantă și de fiecare dată când o aplic seara mă trezesc a doua zi cu un ten așa luminos și hidratat și foarte fericit. Și am testat și alte creme anul ăsta și da, încă nu s-a ridicat niciuna la înălțimea ei, prin urmare tot ea rămâne cea de bază. Așa, despre măști și alte povești din astea nu vă vorbesc pentru că oricum v-am mai arătat în timpul anului și în general nu le țin pe aici decât dacă sunt mega extra deosebite, altfel nu țin ceva de la măști. Dar am devenit obsedată de două chestii. Odată de treaba asta, apropo de măști, când îmi pun măști din acelea de tip șervet, le întind cu dispozitivul ăsta care vibrează și care îți face un fel de masaj. V-am zis, nu știu cât este, nu știu, așa poveste, cât este realitate, dar mie mi se pare că îmi relaxează tenul foarte tare și îmi place foarte mult și îmi place să fac așa masaj când aplic seara măștile, să-mi fac masaj cu ăsta, stau vreo 20 de minute și îmi întind așa masca și intră, parcă intră mai bine serul de la vibrațiile alea, parcă intră mai bine serul în piele. Acum, nu știu dacă e numai în capul meu sau dacă chiar așa e,
nu știu dacă l-auziți, dar vibrează. Este un dispozitiv foarte interesant, care îmi place mult de tot, v-am zis, pentru că, nu știu, am senzația că mă relaxează și că intră mai bine serul de la mască în față și că, nu știu, așa. Și pe lângă asta, o nouă pasiune de-a mea este guașa, pe care n-am folosit-o chiar atât de mult pe cât mi-am imaginat că o să o folosesc, dar cu toate astea am folosit-o foarte mult pentru că îmi place foarte tare. Mă ajută foarte mult la drenajul limfatic și pentru mine funcționează foarte mult. V-am arătat de multe ori că mă trezesc cu fața super umflată de la sare, de la lipsa de somn, de la multe, de la circulația proastă în general, și atunci așa ajută foarte mult la drenajul limfatic și îmi fac masaj, în special seara dacă am timp, folosesc ulei de argan și guașa și fac masaj așa pe toată fața și drenez toată fața și mă simt mult mai bine și se vede diferența, adică dacă fac câteva zile chestia asta, se vede o diferență imensă între perioadele în care nu fac și perioadele în care fac masaj cu guașa. În urmare, dacă vă bate gândul, am făcut un clip în care am vorbit mai multe despre masajul cu guașa, vi-l las în descriere și dacă vă bate gândul, luați-vă și voi una, că este foarte, foarte utilă și ajută foarte mult la tonifierea pielii, la menținere, la antirid, la foarte multe lucruri. Bun, hai să trecem la make-up. Și la make-up o să începem cu una din descoperirile mele și unul din produsele mele absolut dumnezeiești din anul care a trecut, și anume acest burețel de aplicare a machiajului. Este un burețel din acela de catifea, cam în stilul celui pe care l-avea tati, cam în stilul blendăfulului. Așa, am făcut un clip în care vă vorbeam despre el, un first impression. O să vi-l las și pe la în descriere, în cazul în care nu l-ați văzut. Și acolo vă descriu mai mult și testăm acest burețel. Și de atunci m-am îndrăgostit iremediabil de el, în sensul că am 3 și mai vreau. Adică vreau să am pentru fiecare zi a săptămânii, vreau să am 7 ca să fiu sigură. Pentru că sunt foarte, foarte buni acești bureței. Îi folosesc în general atât pentru aplicarea fondului de ten, pentru că mi se pare că are o aplicare mai, cum să zic, mai, nu mai groasă, dar cu acoperire mai mare. Adică cumva își menține acoperirea fondul de ten. Ați văzut că în momentul în care aplici cu beauty blenderul se umezește fondul de ten. Asta se folosește uscat, apropo. Și se umezește cumva fondul de ten și parcă se mai diluează, da? Întotdeauna când aplici fondul de ten cu beauty blender-ul, nu ai aceeași acoperire ca atunci când ai aplicat cu mâna sau cu o pensulă, pentru că îl diluează puțin beauty blender-ul. Ceea ce uneori e bine, alteori nu neapărat. Așa, și ăsta cumva menține acoperirea fondului de ten. Pe lângă asta am senzația că intră peste tot, în toate colțurile, peste tot intră și se aranjează super bine. Și de asemenea, un alt motiv pentru care îmi place foarte tare acest produs este aplicarea pudrei. De când îl am, nu știu dacă am mai aplicat de 3 ori pudră cu pensula, pentru că nu poți aplica pudra astfel încât să-ți minimizeze porii și să nu arate fața încărcată de pudră. Deci este absolut divin pentru asta. Dar trebuie să aveți mare grijă ca mișcările pe care le faceți să fie ceva de genul ăsta, adică nu merge să veniți așa cu el, ca la, nu știu, pudrele clasice sau ca la bureții clasici sau ca la pensula, da? Trebuie să veniți să, cumva, să ștergeți fața cu el și cu pudră și minimizează foarte bine porii. Și asta este, pentru mine este divină treaba asta și îmi place la nebunie pentru aspectul ăsta. Și l-am găsit pe Notino, nici nu știu ce preț mai are acum, dar este accesibil și credeți-mă că merită să îi dea acordați atenție. Și că vorbeam de fond de ten, tot așa, o descoperire foarte importantă pe care am făcut-o eu anul ăsta și cred că am o rază de soare pe ochi sau în ochi, stați să scăpăm de ea, că m-am trezit cu ea. Și unul dintre fondurile de ten care mi-a plăcut cel mai mult anul ăsta, dintre câte am încercat, este True Skin-ul de la Catrice. Este un fond de ten infuzat cu acid hialuronic și
Nu este un, în ciuda faptului că ei spun că este un fond de ten luminos, super radiant, nu este. Eu cred că poate fi folosit fără nicio problemă și de fetele care au tenul gras, pentru că se încadrează într-o zonă din asta așa medie. Eu am nuanța 004 aici și este cumva prea deschisă pentru mine, mai ales acum, dacă o să vi se pară diferența foarte mare aici unde îl testez, unde îl aplic, e pentru că sunt, again, portocalie pe față de la vitamina C. Așa. Dar este, este foarte bun pentru că rezistă foarte bine. Îmi place mult că rezistă foarte bine. Nu se strânge, nu am probleme mari cu el, și pielea mea se simte foarte bine cu acest fond de ten. A fost, cred că, cel mai bun fond de ten pe care l-am testat anul ăsta și rămâne printre favoritele mele. La fel este și anticearcănul din aceeași gamă, Truskinul. Din ăsta, ăsta este al doilea tub pe care l-am de la anticearcănul ăsta, pentru că la fel și ăsta este foarte bun, foarte rezistent. Acoperirea lui este medie, dar partea bună este că puteți reaplica, puneți mai mult, pune în straturi, adică dacă aveți nevoie, și este foarte, foarte ok. Nu se strânge, nu curge, nu vă curge mascara de la el, nu se întâmplă nimic rău, așa, și nici nu-ți deshidratează zona asta de sub ochi, ceea ce este foarte important pentru mine. Acum, având în vedere că eu anul ăsta am trecut la a face un tratament care mi-a schimbat cumva tipul de ten, o să vă povestesc un pic mai încolo când mai aprofundăm situația, și având în vedere că m-am confruntat cu tot felul de probleme pe ten, dintre care și deshidratare intensă, orice puneam pe tenul meu arăta ca naiba, inclusiv ăsta la un moment dat, dar știam că nu-i vina lui, știam că e pielea mea de vină și oricât aș băga cremă și serul în ea, nu e, pentru că dacă stratul de la suprafață e atât de deshidratat, nu vrea și nu vrea cu noi. Și în una din vizitele mele la Eugenia, vorbind despre chestia asta și vorbind despre produse, mi-a dat să testez acest CC cream de la Thank You Farmer, pe care ulterior mi l-a și dat, fiindcă ea nu-l folosește, ea neavând mari probleme cu pielea uscată, adică ea are o piele relativ normală, și nici nu știu de ce și l-a luat, mă rog, trecem peste. Așa, și am observat că dacă îl combin, nu-l folosesc cum se recomandă, și anume să-l pui pe față pe post de primer, să fie un primer iluminat, eu îl amestec în fondul de ten. Știți? Pun fondul de ten și pun cam două pompițe din CC cream-ul ăsta și îl amestec foarte bine și dă așa o luminozitate foarte naturală a fondului de ten și a pielii, și pe lângă asta ajută fondul de ten, nu știu dacă neapărat să reziste mai bine, dacă parcă se așează mai bine, și atunci când am pielea deshidratată nu mi se mai strânge fondul de ten, nu mai crapă, nu mai arată pielea atât de uscată și parcă nici nu mai sunt atât de evidenți porii mei, știți? E genul ăla de luminos natural. Mi-a luat puțin până m-am obișnuit cu el, că nu eram tocmai hotărâtă cu ăsta, plus că la început mi se părea că mirosea absolut oribil și mi se părea că mi-a mirosea foarte tare. Acum, folosindu-l, văd că și-a mai pierdut din miros. Ori m-am obișnuit eu rău cu el, ori și-a pierdut mirosul, pentru că nu-l mai simt. Înainte mi se părea atât de parfumat încât îl simțeam și pe față când îl aplicam. Și am văzut că arată foarte bine fondul de ten cu acest CC cream combinat, indiferent de ce fond de ten aș folosi, inclusiv pe ăsta care este, cum ziceam eu, ar trebui să fie un pic mai luminos, dar când am pielea super deshidratată și nimic nu arată bine pe pielea mea, ăsta m-a salvat. Că tot vorbeam de ceva glowy, o pudră pe care o folosesc cu precădere când nu mă machiez este această Diamond Powder de la Winky Lux. Și are așa niște particule foarte fine, niște irizații foarte fine de, nu știu, iluminator prin ea. Practic ea e o pudră normală, dar cu puțină luminozitate, pe care câteodată îmi place să o aplic și aici, când mi se pare că mie cam cearcănele prea întunecate, îmi place să o aplic și aici, ca să ilumineze zona respectivă. Dar este tot așa, o pudră foarte interesantă și îmi place să o aplic, v-am zis, în special când nu sunt machiată, pentru că am senzația că difuzează cumva porii, așa, îi face să fie aproape invizibil, aproape, aproape. Și îți dă, mai ales când ești uscat, îți dă așa o luminozitate foarte naturală, fără să arate prăfoasă. Deci asta este mai ales pentru situația în care nu mă machiez. Și tocmai mi-am dat seama că am uitat să vă zic de un alt anticearcăn, și anume ăsta. Pe ăsta îl folosesc tot așa cu precădere când nu mă machiez.
Dar îl mai folosesc și când mă machiez, dar cu precădere când nu mă machiez, este cel de la Rimmel London, Lasting Radiance se numește. Și ăsta îmi place pentru că are niște particule luminoase așa în el. Ăsta, spre exemplu, Eugeniei nu-i place, dar mie îmi place. Și are niște particule luminoase așa și la fel când am zona asta așa cumva mai închisă la culoare, așa m-am trezit mai obosită sau ceva, îl aplic pe ăsta aici și este foarte natural, adică nici nu se vede, pot să nici nu aplic pudră și nici nu se observă. Și cumva instant îmi luminează fața, adică îmi face fața mai luminoasă și mă face să par mai trezită. Îl aplic aici, pe pleoape și eventual aici între sprâncene și este perfect. Dar la fel îl folosesc tot așa, când am senzația că am cearcănele destul de profunde, îl folosesc numai aici, în zona asta, chiar dacă mă machiez. Deci fix aici, în porțiunea asta și împreună cu pudra asta, sunt minunate, adică mă trezește, mă face să fac și o vie. Așa, o altă pudră pe care am folosit-o intens, pudra mea preferată rămâne aia de la L'Oreal, infailibile, și cu asta de la Rimmel London, Match Perfection. Infailibilul mi s-a terminat acum recent, n-am reușit încă să o recumpăr, dar Match Perfection-ul și Infailibilul sunt două pudre absolut minunate pe care vi le recomand. Sunt pudre pulbere, translucide, foarte bune pentru setat machiajul, mai ales dacă aveți tenul uscat și în special merg foarte bine cu burețelul ăsta de care vă ziceam, cu burețelul de catifea, merg foarte bine să setezi tot machiajul astfel încât să nu ai fața prăfoasă. Și sunt rezistente, nu știu, au o rezistență normală, cât rezistă o pudră, nu știu, câteva ore, adică nu vă așteptați la ceva wow, să fie pudră de ciment care să nu se mai ia de pe fața voastră, au o rezistență normală. Apoi, am revenit la un produs foarte drag mie anul ăsta, și anume Mary Luminizer, pentru că nu puteam fără. Este un iluminator absolut fabulos și ce-mi place la el este că este intens, dar nu intensul pe care îl înțelege lumea din ziua de astăzi. Adică la vremea la care ăsta era un iluminator popular, nu, ideea de a te da cu iluminator nu era cea de acum, și acum apare cumva insuficient de sclipicios pentru unii, adică nu li se pare că e suficient. Mie mi se pare că este un iluminator perfect pentru viața de zi cu zi și mai ales când nu stai în fața unor reflectoare, cum să ai nevoie de tone de iluminator și mai ales când vrei să arăți decent, nu a clown. Este un iluminator foarte bun, îmi place să-l folosesc și pe post de fard, umezesc de multe ori cu Fix Plus o pensulă și îl folosesc, îl pun aici pe pleoapă cum îl am și astăzi și pe arcadă, și este un iluminator foarte bun și este cumva un clasic în materie de make-up. Și dacă nu știți, dacă vreți un iluminator care să fie iluminator, dar totuși să nu vă duceți pe să fie too much, ăsta este foarte bun. Apoi, încă o paletă cu iluminatoare, trei iluminatoare mai exact, pe care am găsit-o anul ăsta și care mi se pare absolut minunată, este această paletă de la Essence. Choose Your Glow se numește și este o paletă așa cu trei iluminatoare foarte drăgălașe, dar ele în tăviță par destul de prăfoase, deși sunt din acelea coapte, baked. Par prăfoase și sunt într-adevăr mai prăfoase, dar nu vă lăsați impresionați de treaba asta, intimidați de faptul că sunt prăfoase, ci gândiți-vă că sunt super, super bune, reflectă lumina foarte bine fără să ai bucăți de glitter mari pe față. Adică, nu știu, mie nu-mi place aspectul ăla de iluminator cu glitter în el, pare rău, eu n-am reușit să ader la treaba asta, și am un aspect așa cumva umed, dar foarte frumos, arată foarte bine și aplicat cu o pensulă din aceea mică pentru iluminator arată foarte, foarte bine. Nu știu cât de bine se vede aici pe mâna mea, dar arată ca și cum ar fi umede așa. Și sunt, nu știu, nu, la cât vine paleta asta, 24-25 de lei, adică un preț din ăsta super accesibil și sunt foarte bune pentru ceea ce sunt, deci chiar merită să le acordați atenție dacă v-a trecut prin cap și aveți așa 3 tonuri de blush de ăsta de iluminator în funcție de nevoile pe care le aveți. Eu vara, de exemplu, îl combin pe cel bronz cu cel deschis, le combin, acum îl folosesc mai mult pe cel deschis.
la culoare și mai aveți unul care este mai rozaliu pentru acelea care aveți pigmentul mai roz. Că am vorbit de iluminatoare, hai să trecem și la ochi și mi-a fost destul de greu să vă zic ce, o paletă de farduri pentru că am folosit una singură anul ăsta și este o paletă de farduri pe care vă o recomand numai în cazul în care vreți niște farduri care să nu fie super intense și vorba Eugeniei, cel mai bine să o căutați la reducere sau dacă aveți voi vreun discount pe la Sephora, ceva, numai atunci să o luați. Adică nu o luați la preț întreg, că nu-și merită preț întreg. Și este asta Nude Light de la Huda. În primul rând, astea si de fate, sclipiciu și așa, nu stau. Aveți nevoie de adeziv pentru sclipici dacă vreți să le folosiți. Altfel nu stau. Iar restul, restul fardurilor nu sunt super pigmentate, dar asta poate să fie și un lucru bun. În cazul meu este un lucru bun pentru că nu-mi doresc neapărat ceva care să iasă din... să bubuie așa, știți, să se vadă de pe lună. Și este o paletă bună în cazul în care, nu știu, aveți nevoie de niște farduri discrete pentru birou, pentru școală, pentru locuri din astea în care n-ați vrea neapărat să atrageți atenția cu fardurile voastre, da? Și tocmai pentru că nu sunt așa pigmentate, asta n-am terminat, o să știți, mi-a căzut paleta și s-a fărâmat, da? Deci nu este presată foarte bine. Și tocmai pentru că nu este super pigmentată și nu este... gen Tati Beauty, paleta asta, da? Zic să o căutați la reducere, da? Când sunt reducerile de sezon sau dacă aveți reduceri pe cartul de la Sephora, atunci merită să o luați, că și Eugenia și-a luat una, cu verde, parcă și-a dat vreo 80 de lei pe ea și mai bine decât să dați 150, adică mi se pare mai accesibil așa. Cu precădere, cred că se vede ce folosesc eu din paleta asta, ce care sunt fardurile pe care le folosesc, pe astea le-am folosit și astăzi și, și pe ăsta de aici din mijloc îl folosesc, că pe ăsta îl folosesc ca finisare, așa, ca să dau pe margine, iar câteodată când mi se pune mie pata, îl folosesc pe ăsta, dar ca să reziste vă trebuie, cum vă spuneam, un adeziv pentru sclipici, ceva, o bază foarte lipicioasă pentru ele, pentru că eu acum l-am aplicat pe mână și probabil arată drăguț, dar în 2 minute se duce, deci nu stă SIDEF-ul ăsta. Da, asta a fost paleta pe care am folosit-o și îmi place și nu-mi place, v-am spus, sunt așa cu ea, dar e ok, adică dacă vă bătea gândul și căutați ceva de genul ăsta, care să nu fie super pigmentat, să nu fie așa turbat, asta este foarte ok. Da, și mai ales de acolo și la reducere. Bun, și acum hai să trecem la sprâncene și vă mai zic o dată repede, repede de Give Me Brow pentru că m-a nebunit acest produs micuț și drăgălaș anul ăsta. Foarte bun, v-am zis și în ultimul clip cu Empties, îmi place foarte tare, se aplică foarte ușor și rezistă toată ziua și chiar dacă e mai scump, eu zic că merită pentru că m-a ținut foarte, foarte mult. Încă mai am din el, dar o să trebuiască să mă duc în curând să-mi cumpăr altul. La capitolul buze avem 3 produse și anume MAC MER, ceea ce am pe buze în momentul de față, deși inițial aplicasem altceva. Inițial aplicasem altceva doar că mi-am dat seama că nu se vede bine, că nu întotdeauna culorile pe care le vezi pe viu, așa, pe cameră se văd și bine și l-am dat jos, dar vă zic imediat ce am aplicat. MAC MER este staple pentru mine, este un ruș care mie mi se potrivește foarte bine și îmi place foarte mult și îmi place cum vine și îmi place cum se vede în poze, îmi place cum se transformă, arată super, super bine și da, este un ruș de care nu m-am despărțit. L-am folosit mai puțin în vară, că am zis să mai diversific lucrurile, dar acum iarăși pe toamnă l-am folosit foarte mult. Da, bineînțeles, se transformă, se transferă, nu se transformă, se transferă. Da, se lavi. Dar un ruj pe care l-am folosit în prostie și nici nu vine să cred că este atât de bun pentru cât este de ieftin și pentru brandul de la care vine și anume de la Miss Sporty, știți, nefiind mare fan Miss Sporty eu, Matte to Last 24 Hours este acest ruj lichid de la Miss Sporty, pe ăsta l-am aplicat semi-inițial. Și ăsta este în nuanța 200 Lively Rose. Ce îmi place la acest
ruși, că m-ați și întrebat ce ruși folosești tu când îți pui masca. Că trăim în era cu mască, ce să facem? Asta este, trăim în era în care purtăm constant mască și ce ruși porți ca să nu ți se mânjească pe față. Și este ăsta. În primul rând că se aplică super, super ușor. Nu-l simți pe buze. În momentul în care îl aplici, ai senzația că îți dai cu o spumă pe buze. Atât, da? Nu se simte pe buze, nu strânge buzele, când se usucă nu-l simți, nu îți usucă buzele, nu se face nimic. Bun, dacă îți aplici masca, se transferă puțin pe mască, dar nu foarte mult, însă avantajul este că nu te mânjești niciodată prin jurul buzei, prin jurul gurii. Tot timpul am întrebat oamenii, sunt mânjită și niciodată nu am fost mânjită de rujul ăsta după ce am purtat mască, chiar din alea de textile, de material, știți, că alea când se umezesc și ai ruj, dacă ai mască de aia textilă și ai ruj și aia se udă, s-a terminat, e horror. Așa, chiar și cu alea nu m-am mânjit. Se ia, nu este super rezistent ca alte rujuri, dar partea bună este că îți lasă un pigment fin acolo pe buze, care se vede foarte ok, adică și când se ia de pe buze, se ia foarte bine. Deci n-am decât cuvinte de laudă la adresa acestui ruj, go get it, pentru că își merită fiecare leuț. Acum nu știu cum sunt celelalte, dar ăsta, nuanța asta 200, Lively Rose, credeți-mă că am folosit-o, este cel mai folosit ruj de mine din perioada asta, mai ales când trebuie să mă duc undeva să port mască, ăsta îl iau, fără să stau să mă gândesc, adică, plus că merge foarte bine cu combinația asta de farduri pe care o fac și atunci e super la îndemână. Bun, și un alt produs pe care l-am descoperit acum pe final de an este acest gloss de la Catrice, îi zice Volumizing Lip Booster. Este un gloss, cu un gloss din acela mentolat, este foarte gros, așa, foarte thick, îi zic americanii, și îmi place că, într-adevăr, îți face buzele mentolate, nu știu neapărat dacă îmi face buzele mai mari, dar îmi place că cumva senzația aia de mentolat pe buze, nu știu, mie îmi place și nu este o senzație neplăcută, nu e o senzație care te arde, ci este o senzație plăcută și cumva ai impresia că într-adevăr îți mărește puțin volumul buzelor, bineînțeles nu le face, știți, dar îmi place foarte mult și inițial asta făcusem, aplicasem rujul ăsta și glosul ăsta peste, pentru că de multe ori îl aplic glosul ăsta și peste alte rujuri sau îl port când sunt prin casă. Pe aici, în loc de balsam de buze, îl port pe ăsta, dar parcă nu mi se părea ok cum se vedea pe cameră. Așa că am renunțat și am trecut la... Ups! Așa că am renunțat și am trecut la MAC Mer. Da, și cam asta a fost în materie de beauty, de produse de beauty pe care le-am avut ca favorite. Am încercat să includ totul într-un clip, astfel încât să nu ne mai lungim cu 1000 de clipuri și pentru data viitoare avem celălalt clip din poll pe care vi l-am promis, pentru că a fost scorul atât de strâns, nu puteam să nu-l fac și pe acela și să nu vin și cu acela, dar am respectat ordinea din poll. Mulțumesc dacă v-ați uitat, nu uitați să dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut și dacă vă ajută cu ceva. Aveți în descriere link-urile de afiliere în cazul în care dați și comenzi de pe site-urile de mai jos, folosiți link-urile mele de afiliere că mă ajută și pe mine puțin. Așa, dacă nu v-ați abonat, știți voi, dați acolo, abonați-vă. De asemenea, veniți pe Instagram că vorbesc acolo în fiecare zi cu voi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!